De investigarea unei cauze penale în privința factorului decizia Moldova Gaz și altor întreprinderi și în acest sens la data de 24 februarie 2016 a mai fost pornită urmărire penală în baza mai multor infracțiuni de comitere a faptelor infracționale de evaziune fiscală, spălare de bani, dobândire a prin escrocherie și delapidare a mijloacelor financiare în sume deosebit de mari, precum și a insolvabilității fictive, intenționate a unei întreprinderi. De asemenea, urmare a constatărilor efectuate în cadrul urmăririi penale a mai fost pornită urmărire penală și pe confecționarea și utilizarea documentelor false. În acest sens, urmare a cauzării daunelor prejudiciabile ca consecință a acțiunilor făptuitorilor a fost adus un prejudiciu bugetului de stat prin neachitarea taxei pentru valoare adăugată în sumă de peste 10 milioane de lei, iar prin dobândirea unor sume importante de bani prin schemele depistate de către procurori în cadrul efectuării urmăririi penale și dispunerii reviziilor și constatărilor reviziilor efectuate de experți, făptuitorii au dobândit suma de peste 50 de milioane de lei. Specific este faptul că pentru respectiva sumă de 50 de milioane de lei este că această sumă, ca urmare a aplicării metodologiei de calcul a consumurilor tehnologice și a pierderilor de tehnice a gazurilor naturale, urmează a fi incluse în tarif, respectiv suportate de către cetățenii.